Zeci de ierarhi, academicieni și oameni de cultură au participat la cea de-a 16-a ediție a Simpozionului Internațional Mehedinți Cultură, Istorie și Spiritualitate, organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei. Manifestarea culturală a fost un prilej de a aborda subiecte fundamentale în domenii științifice și culturale. Este o adevărată bucurie spirituală ca să particip la acest concert de idei și informații care se vehiculează cu acest prilej. Simpozionul de anul acesta este dedicat bolnavilor în general, așa cum a fost declarat anul acesta. Simpozion care cred că a aruncat sau a încercat să arunce câteva punți, punți de prietenie, punți de cunoaștere și care a început, să spun așa, sub zodia nădejdii. Mă gândesc la lucru, la faptul că prin cuvântul pe care l-a pus la începutul Simpozionul Preasfințitul la inimă ne-a învățat, ne-a luminat, ne-a îndemnat pe noi slujitorii bisericii, dar și pe creștinii care slujesc biserica să fim purtători de nădejde. Această manifestare științifică și academică este organizată de sectorul cultural și învățământ al Episcopiei Severinului și Strehaiei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Invitații noștri din acest sezon al simpozionului sunt oameni de cultură, istorici, din mediul academic ce ține de școlile teologice, ce ține de școlile de istorie și școlile de cultură în general, cu teme care sunt atât în concordanță cu anul omagial 2024, cât și pe diverse alte teme alese de fiecare din cei care își prezintă comunicările în cadrul acestui simpozion. Scopul simpozionului internațional este acela de a promova valorile creștin-ortodoxe, urmărindu-se intensificarea trăirii religioase și aprofundarea cunoașterii istoriei și culturii mehedințene.